Cred că e o încercare de scenariu, scurt metraj. Toamnă, seară târzie, panorama unui sat moldovenesc. La o distanță de vreo 2 km de la sat, vedem o stână veche cu un ocol mare, în care dorm vreo 700 de oi. De când în când se aude câte o zberă de oaie urmat de lătratul câinelui. În ograda stăinii iluminată de câteva candele atârnate de streșini, lângă cotlonul pe care fierb dulcea un mare cu lapte de oi, șed doi ciobeni. Unul tânăr, Ion, de vreo 20-22 de ani, celălalt bătrân, Vasile, 75 de ani. Vasile își ia fluierul și începe să cânte ceva. Ion. Hai, moș Vasile, nu începe iar. O să te ascund dragul de fluier în scârta de paie. Vasile. Ce ai, țâncule? Ion. Ce am? Mă doare sufletul. Vasile, hai, iar te apucă. Ion, mă apuc, m-am săturat de stâna asta, mi se întoarce stomacul de la zero și cașul de oi. Și nu mai vreau scar pe umeri cu joc ăsta puturos, că put și eu ca o oaie. Of, Doamne, de ce ai făcut stânile astea? Vasile, nu mâhni pe Dumnezeu că stâna te hrănește. Ion indignat. Stâna? Stâna mă hrănește. Am alergat toată vara pe dealuri ca, după oi ca un prost. Și m-au plătit drași ăștia zgârșiți cu 1500 de lei. Și nimai scot și ochii. Cu oile lui slăptoasă, dar îi dăm caș cu țărâita. Cu oaia ei era grasă, dar la stâna am cămesit-o. Că-s pline de curnuți, ca au lâna rară. Vasile, crede și tu că-s oameni. Și apoi la ce trebuie bani unui cioban? Ion, ma tale poate nu-ți trebuie, că ești bătrân și ai nevoie numai de podișoare. Dar eu stânăr, moșule, vreau să port o haină la modă. Vreau să beau bere cu băieță când cobor în sat, să servesc o fată cu un soc. Of, dar cui trebuie eu, că nu se uit fetele la mine. Sunt cioban sărac, vai de viața mea. Vasile, așa ți-e norocul, băieț. Ion, care noroc nici nu-l am. În depărtare se văd luminile unei mașini care se apropie de stână. Vasile, oare pe cine-l poartă rusalile la ora asta? Mașina se oprește la poarta stânii. Câinii se năpustesc asupra ei. Ion alungându-i. O, băiță vă juvenilor, marș de aici. Din mașină cobor doi bărbați rași pe cap, cu lanțuri la gât. Se apropie de ciobeni. Primul bărbat. Bună seara, avem modelul cu voi mujici. Ia ca ne trebuie două oi, facem un gudeoș mâine cu pațanii și vreți să ne fructăm carne de oaie. Vasile, dar păi oameni buni, oile nu sunt ale noastre, noi suntem ciobeni. Oile sunt scorinienilor. Al doilea bărbat. Uite care s-o cotea la moșulică, îți dăm 1000 de lei pentru două oi. Ce zici? Ion, care a ascultat discuția dintre Vasile și cei doi, intervine. 1000 pentru două oi? Vasile, nu te băga, Ioane. Ion îl ia într-o parte cu Vasile. Le dăm, moș Vasile. Vasile, cum să le dăm nebunule? Și o să le zicem oamenilor? Ion, las pe mine, moșule. Vasile rămâne locul lui Ion, îndreptându-se spre cei doi. 1500 și le aleg pe cele mai gras. Bat palma. Ion intră în ocol, se aud zbierăte de oi. Scena 2. Aceeași ogradă, zori zile, ciobenii îngândurați șed lângă cotlon. Vasile oftează. Și măcar alicui erau. Ion, un al ușor abort, dar el are vreo 70 de capete. Și altă ia babi domnica, care e pe patul de moarte. Vasile, și ce le spunem dacă întreabă? Ion, lupii. Le-au mâncat lupii. Vasile, care lup prostule? Nu-ți lup prin părțile astea. N-am auzit de lup de când eram copil. Nu cred oamenii în lup. Ion, dar noi o să-i facem să creadă. Vasile, cum? Ion, ascultă, bade Vasile și am gândit. În fiecare noapte o să ies la marginea pădurii și o să urlu ca un lup. Vasile, cum? Ion, ești surd, o să joc teatru. O să urlu cu toată puterea, ca un lup. Să audă lumea în sat și să creadă că avem lupi în pădure. Vasile scărpinându-și șapa, da? Ion, și când o să urlu eu, mă tare să ieși o magul, să bață un goi, să zbiere și ele și să latre câinii. Ei, o facem? Vasile, așa se numește treaba asta, teatru? Eu, moșneagă, bătrân, cu un picior în groapă, să fac teatru. O facem, Ioane, mă veseli și eu o leacă înainte de moarte. Ion, moș Vasile, dam o problemă. N-am auzit niciodată cum urlă lupii. Ia, arată-i, mă tare, învață-mă. Vasile, parcă eu pot urla. Dar hai că încerc. Vasile urlă ca un lup bătrân. Ion îi se alătă. Vasile urlă ca un lup bătrân. Ion îi se alătă. Oile zbiară, câinii latră. Vasile, Ioane, nu așa urlă, băieți. Nu așa urlă lupii, băieți. Tu zbiri ca un berbec tânăr. O să-mi stingă vocea și cine are să urle mâine seara. Ascultă la mine. Să sloboade urletul ăsta din adâncurile sufletului. Ai înțeles? Ion mai încearcă. Urlă de ies ochii din orbit. Vasile supărat. Iar zgheri. Nu cred. Nu mai convins. Măi urlă mai ca un lup, nu ca o zdocnitură. Ion disperat. Nu mai am puteri, moș Vasile. Vasile, nu te amărâ. Greu să învați teatrul ăsta. Amuște dreg eu. Vasile se ridică, intră în stână,
Revine cu o sticlă și o farfurie lipune pe cotlon. Toarnă conținutul sticlei în două pahare. Vasile. Ca să poți urla frumos din suflet, trebuie să ai puteri. Ia trage un pahar cu țuică, mănâncă niște cași proaspăt și să vezi ce bine o să iasă. Cei doi beau, mănâncă. Ion, chiar drăcoasă-i treaba cu teatru. Vasile, lasă văicăreala și ascultă ce zic. Încearcă să gândești ca un lup. Intră în chelea lupului, ești tânăr, voinic, n-ai mâncat de câteva zile, te așteaptă lupaica, dai de o stână cu oi grasă, te apuc fericirea, te roade stomacul, vrei să bagi în speriet și obenii. Ion își umflă pieptul și urlă. Vasile, uite așa-i mai bine, vezi că poți. Ia că acum te cred, lup adevărat. Ion găpâind, dar poate încerc să urlu pe două voci, adică să fac doi lupi. Vasile, ca Ioane că răsare soarele, trebuie să adăpăm oile, să le ducem la păscut, dar de seară mai încercăm. Tu urli și eu și-o măjesc oile. Ion bulmoșind, dar șansă, un lup ternic, flămând, neînfricat, așa, mai mult suflet și o fac și pe asta. Eu l-am continuat, dar...